Bună ziua, stimați prieteni! În sfârșit, în acest an, ne revedem din nou în cadrul live-ului nostru în direct cu Igor Dodon. Este prima emisiune din acest an. Am relansat această inițiativă, această platformă anul trecut. Am văzut că este destul de populară, deci vom continua și parcursul acestui an. În fiecare zi de vineri, unii spun poate mai bine să facem marți, o să vedem. Dar până ce, în fiecare zi de vineri, la orele 10. Din start vreau să menționez despre importanța zilei de astăzi. Astăzi este data de 2 februarie. Este o zi istorică foarte importantă pentru noi, pentru moldoveni. Pe data de 2 februarie 1365, prima dată în istorie, a fost specificat în documente oficiale independența țării Moldovei. Noi am încercat, fiind cândva la guvernare, să introducem această dată și în calendarul datelor oficiale și va trebui să facem acest lucru. Deci, pe data de 2 februarie 1365 apare oficial, documentat în acte oficiale, țara moldovenească. Prin urmare, astăzi putem spune că este data lansării sau data de naștere a țării Moldovei. Și ar fi o dată oficială a statalității moldovenești. Noi ca popor, noi ca moldoveni avem o istorie foarte bogată. Moldovenii au fost, sunt și vor fi pe acest pământ. Noi avem istoria noastră, istoria Moldovei, noi avem limba noastră, limba moldovenească. Dragi moldoveni, stimați concetățeni, vă felicit cu această dată istorică foarte importantă. Acum haideți să mergem la subiectele care le consider destul de importante. În primul rând, dat fiind faptul că suntem la început de an, anul 2024, vreau să menționez câteva subiecte care vor marca acest an pentru noi, pentru moldoveni. Și mă refer doar la două subiecte. Primul, tot ce ține de riscurile de securitate și am primit foarte multe întrebări la acest capitol. Și al doilea, evident, este un an electoral. Ceea ce ține de riscurile securității. Eu am menționat și reiterez din nou. Actuala guvernare, actuala grupare criminală organizată care este la guvernare, Maia Sandu și PAS, cu regret a luat o politică care contravine statutului nostru constituțional de neutralitate. Noi vedem o înarmare destul de activă a Republicii Moldova. Noi majorăm și avem cifrele cu 270 de milioane de lei bugetul Ministerului Apărării în acest an. Deja au fost lansate concursurile pentru construcția unei baze militare în preajma Chișinăului, în perimetrul municipiului Chișinău. Noi am preîntâmpinat despre acest lucru. Unii spuneau că noi ducem în eroare. Nu, baza militară se construiește. Vedem că Republica Moldova face sau nu face parte a unor exerciții militare împreună cu NATO, fără precedent. Am auzit că cei de la NATO spun că Moldova face parte, adică participă în aceste exerciții militare. Când am întrebat guvernanții, ei spun că nu participă și repede au spus că noi nu avem nimic cu aceasta, dar noi știm că Republica Moldova, de fapt, contrar statutului de neutralitate, este implicată indirect în conflictul regional, în războiul din Ucraina. Prin Republica Moldova se tranzitează mărfuri cu dublă destinație. Avem informații care guvernarea nu vrea să le confirme, dar noi știm și de pe loc că la Mărculești se întâmplă lucruri ciudate. Noi știm că se discută despre destabilizarea în Transnistria și eu cred că subiectul numărul unu care pe toți noi ne interesează. Pe mine mă sună oamenii și spun, domn Dodon, ce să facem, să plecăm din țară pentru că am văzut că o să înceapă ceva în Transnistria. Oamenii care primari de oraș. Și eu le spun, oameni buni, eu sunt aici, eu n-am plecat din țară, înseamnă că totul sperăm că o să fie bine. Dar eu vreau să reiterez încă o dată ceea ce am spus mai multe ori. Doamna Maia Sandu, doamna președinte, nu permiteți ca Moldova să fie antrenată în aceste jocuri. Noi, moldovenii, vrem pace. Noi nu vrem ca feciorii noștri să fie utilizat în calitate de carne de tun pentru interesele geopolitice a nu știu cui din Occident. Dacă vă presează cineva, eu nu exclud că dumneavoastră aveți presiuni din partea unor parteneri externi să începeți ceva în Transnistria, să destabilizați, mai bine dați-vă demisia. Lumea o să vă înțeleagă. Și eu o să vă înțeleg. Decât să începeți război, să dați acceptul pentru începerea războiului, destabilizării. Mai bine dați-vă demisia. Credeți-mă, așa va fi mai bine. Deci e subiectul numărul unu care ne va
ține în încordare parcursul acestui an, evident, sunt riscurile de securitate. Noi vrem pace și sperăm să fie pace în Republica Moldova. Al doilea subiect important, evident, este cel electoral. Este un an electoral nu doar pentru Republica Moldova, este un an electoral pentru zeci de state de pe întreg globul pământesc. Avem în regiune, practic, în toate state, și în est și în vest, în mai multe țări avem alegeri. Am spus, avem în Rusia, trebuie să fie în Ucraina, dar văd că ei vor să le mâine. Avem în România, avem în țările membri UE, avem în Statele Unite, adică este un an electoral. Și în Republica Moldova, de asemenea, trebuie să fie alegeri. Alegerile, cel mai probabil, urmează să aibă loc în luna octombrie. Noi în octombrie avem 4 duminici, în date de 6, 13, 20 și 27 octombrie. Cel mai probabil în una din aceste zile vom avea alegeri. Alegerile vor fi, din ceea ce am auzit, cumulate cu referendum. Și aici vreau să expun poziția foarte rapid referitor la aceste două exerciții electorale. În primul rând, alegerile prezidențiale. Discuții foarte multe, candidat comun, cine va fi candidatul acesta, vor fi candidați separați. Unii deja s-au grăbit, este un cuvânt foarte bun. Plăhaia loșă-te rvioți să startă. Unii deja și-au anunțat candidaturile. Sper că așa vor obține mai multe voturi. Nu vor obține mai multe voturi, nu o să dau nume. Dar vreau să confirm că noi avem discuții cu mai multe partide extraparlamentare. Eu personal am discuții cu mai mulți lideri. Parcursul ultimilor săptămâni, nu voi da nume, nu este corect față de acești colegi. Dar discuții sunt, suntem în căutarea unui candidat comun care să fie susținut de mai multe partide care au șanse reale să fie în următorul parlament, partide cu rating. Încercăm să depistăm o candidatură comună. Evident că socialiștii sunt cumva avantajați în această campanie electorală. De ce? Pentru că socialiștii au candidat, care are cele mai bune șanse să iasă în turul 2. Deci noi am spus că nu suntem egoiști. Și repet încă o dată. Dodon Igor a fost președinte de țară. De ce suntem gata să susținem un candidat comun? Și pentru noi nu este o prioritate ca Dodon să participe în aceste alegeri. Poftim, haideți să depistăm un candidat și eu îl voi susține. Vă promit. Obiectivul numărul 1 este ca să salvăm țara de Maia Sandu. Maia Sandu va pierde aceste alegeri. Eu sunt ferm convins. Dar ce face Maia Sandu? Înțelegând că pierde aceste alegeri, și doamna Maia, jucați ca un șuler aici. Cartioșnici încă nu, cei poker joacă mai unești după reguli. Voi sunteți niște șuleri. Filadul numit mai bine, nu o să numesc din filmul ăsta Slovo Pațana, dar voi sunteți șuleri. Înțelegând că nu aveți șansă la alegeri prezidențiale, hop, și ați spus referendum. Și haideți să mai expun referitor la acest referendum. Apropo, stimați concetățeni, cei care ne privesc, să știți că ei vor să-l facă referendum constituțional, nu consultativ. Ei vor să introducă în Constituție integrarea europeană. Aceasta este o greșeală din mai multe considerente. În primul rând, eu consider că aceasta nu este o prioritate pentru Republica Moldova la această etapă. Într-al doilea rând, chiar țări care au devenit membri a UE au făcut referendumuri după ce au finalizat toate procedurile de aderare. Și la final au organizat un referendum. 3. Voi vreți să organizați un referendum în ziua alegerilor prezidențiale. Deci, vreți să utilizați resursul administrativ pentru șefa voastră în speranța că o să câștigați a doilea mandat de președinte. Și referitor la referendum constituțional, nu știu, doamna Maia Sandu, ce vă spun juriștii dumneavoastră, dar vă propun să citiți Constituția. Atunci când este un subiect care modifică caracterul suveran al statului, dar integrarea europeană presupune limitarea suveranității Republicii Moldova. Repet, integrarea în UE presupune o parte a suveranității Moldovei, o dai la Bruxelles. Și așa a fost în toate statele. Păi că un referendum la acest subiect impune obligatoriu participarea la 50% din lista alegătorilor din Republica Moldova. Nu o treime, dar jumate din alegători. Niciodată în ultimii 10 ani cel puțin, nu au participat la alegeri mai mult de 40-45% de alegători. Deci vă recomand să regândiți acest pas strategic greșit, să refuzați la ideea de referendum concomitent cu alegerile prezidențiale, pentru că o să o dați
în bară. Și vă spun, nu doar cetățenii Republicii Moldova, dumneavoastră știți, partenerii dumneavoastră de la Bruxelles deja v-au dat așa din deget. Cartonașul galben vi l-au arătat la acest subiect. Că este un pas total greșit. La acest capitol, dacă am vorbit puțin de integrare europeană, doar vreau să fac o remarcă. Maia Sandu este cel mai mare obstacol în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Da, ați auzit corect. Maia Sandu este cel mai mare problemă pentru integrarea europeană. Și mă refer nu doar la scăderea vectorului integrării europene în Republica Moldova după venirea Maia Sandu la guvernare. Dar și ce este integrarea europeană? Cine nu știe, repede. Sunt trei principii care au fost aprobate la Copenhaga în 1993 și întărite la Consiliul European de la Madrid în 1995. Trei principii, fundamentul Uniunii Europene. Primul, stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, precum și protejarea minorităților. Hai să vedem ce a făcut Maia Sandu. Garantează democrația, libertate de exprimare, 12 televiziuni închis, cenzură impusă, Patriot, centru de cenzură care nu-ți permite să spui nimic. Deodată ești omul Kremlinului. Nu contează. Unioniști să fii. Dacă ai criticat-o pe Maia Sandu, tu ești omul Kremlinului. Stat de drept. Care stat de drept? Voi vă propulsați în funcție de judecător numai oamenii cu carne de partid. Voi ați sechestrat procurorul general. Pentru asta ați primit-o peste cap de la CEDO și nu vreți să recunoașteți. Apropo, una din întrebările care am văzut că a venit acum, ce se întâmplă cu alegerea procurorului general? Vă spun ce se întâmplă. Oamenii serioși nu vor să participe la concurs. Și drept fac. Și vreau să-i atenționez pe aceste persoane care participe și revnesc funcția de procuror general. Domnilor procurori sau candidați, nu o să înțelegeți că în luna decembrie va fi alt președinte al Republicii Moldova. Acel președinte va anula decretul Maia Sandu și îl va restabili pe Stoianoglu în funcția de procuror general. Vă trebuie să vă jucați în jocurile Maia Sandu pentru 5-6 luni? Să îndepliniți sarcinile care o să le pui Maia Sandu în campanie electorală împotriva oponenților politici, împotriva mea și altor. Și pe urmă să fiți dați afară cu rușine în luna decembrie-ianuarie? Nu vă implicați în concursurile acestea, așa numitele concursuri ale Maia Sandu. Nu deveniți încă o nouă unealtă. Pamatrosit și brosit. De aceea eu înțeleg că oamenii serioși înțeleg foarte bine și nu vor să participe în aceste concursuri. Mai departe, respectarea, protejarea minorităților, principiul de la Copenhaga. Uite cum își bat joc de minoritățile din Republica Moldova, de găgăuși, de vorbitori de limbă rusă, de ucraineni. A doilea principiu, economie funcțională și capacitatea de a face față presiunilor concurențiale și forțelor pieței din UE. Care economie piață funcțională? Care economie de piață? Spânul cu schemele lui pe gaz? Ceea ce se întâmplă acum la aeroport, că am încă o întrebare aici, se întâmplă cu spațiul de la aeroport. Noi am fost cei care am inițiat să întoarcem aeroportul statului. Președintele Dodon și premierul Chicu. Și am reușit. Mai bine nu făceam acest lucru. Chicu e dreptul scrisieri. Să nimerească mâinile lui Spânu, care mu vrea să iei toate spațiile comerciale care sunt bune, care sunt profitabile, să le iei la o firmă dintr-un cămin de pe Scarasnaia? Maia Sandu, ce dornicul? Ce nu vezi ce faci Spânul tău? Și e că toate este în an electoral. Eu înțeleg, doamna Sandu, parcă ai consilieri, americanii se uită și fac. Mai mare discreditare decât îți face echipa din jur. Deci, care e principiul din Uniunii Europene? Care e piața funcțională? Ce se întâmplă în economie? Ce se întâmplă cu bugetul? Din nou fac trimitere la prim-ministru Chicu, domnul profesionist foarte bun. Zilele acestea a făcut o analiză. Ce se întâmplă cu creditele? Ce se întâmplă cu bugetul? Scădere la buget în anul 2024. Voi ați crescut accizile? La vamă scade. Vă știți că mai mare corupție și mai mare contrabandă la vamă nu a fost în ultimii 15 ani? Știți, spun vame și între dânsă. Mai am cunoscut. Băi, dar așa ghine nu a fost și odată. Mă ne temem și de ghine. Și în asta participă pasul. Și oamenii puși de pas. Și este a treilea principiu. Capacitatea de a-și asuma obligațiile de membru, achii comunitar și așa mai departe. Păi, uitați-vă. De ce am luat aceste principii? Poate Maia Sandu nu le știe. Dar, repet, toate aceste principii de la Copenhaga, Maia Sandu a făcut tot posibil în mandatul său de 3 ani să le discrediteze în Republica Moldova.
De ce groparnicul integrării europene în Republica Moldova este Maia Sandu. Și excelenților domnilor ambasadori europeni, voi lucrul ăsta începeți să-l înțelegeți, eu știu, văd, dar mai departe o să-l vedeți și mai bine. Și apropo, Maia Sandu merge cu integrarea europeană, cu morcovca asta, totuși care e soluția, care e alternativă? Eu vreau poate în premieră, v-am mai spus acest lucru, dar vreau încă o dată. Eu personal, noi, echipa noastră, considerăm că unica strategie corectă pentru dezvoltarea Moldovei este interesul național. Maia Sandu este cu integrarea europeană pentru cedarea țării străinilor. Noi, socialiștii, eu personal, sunt pentru interesul național. Deci conceptul de dezvoltare a Republicii Moldova trebuie să se bazeze pe interesul național în orice domeniu. Începând cu justiția, sistemul bancar, unde avem un interes național în sistem bancar, toate băncile sunt date străinilor. Educație, economie, unde avem noi interes național în economie? Numai produse externe, autohton, nu avem nimic în piață. Deci interesul național trebuie să fie baza la tot. Acestea sunt două subiecte importante care mă va marca anul 2024, am spus securitatea și scrutinile electorale. Acum trei subiecte actuale și după aceasta răspund la întrebările dumneavoastră. Primul, tarifele. Cum se primește așa că Transnistria cumpără gaz de la ruși cu 350 de dolari, dar noi cumpărăm gaz rusesc cu 500, peste 500 de dolari, prin intermediari. Și în loc să plătim 10 lei tarif, noi plătim 18. Cum se primește așa că facturile care noi cu dumneavoastră le primim în Chișinău, noi trăim în Chișinău, facturile, anul trecut, în anul 2023, când tariful la gaz era 30 de lei, era o factură, apartamentul cu două dăi, anul ăsta tariful parcă e 18, factura e cu vreo 50% mai mare. Pe acasă se numește bătaie de joc și dispreț față de cetățeni în stilul Maia Sandu și grupării criminale organizate de la guvernare, Spânul și alții. Și ies ăsta, Parlicov sau nu știu cine, și se spune, dar nu, totul e normal. El, apropo, ești Ioniță și l-a criticat. Vyacheslav Ioniță zile astea. Și o sărit toți în cap. Vyacheslav Ioniță, dacă ți amintești. Dumitale mă critici mine din 2006, când eram ministru economiei. Noi am avut dezbateri o mulțime între ăștia, 10-15, cu totul anul trecut de atunci. Niciodată aceste discuții profesionale nu au ajuns la dezmățul care își permite acum guvernarea față de, din nou, Ioniță nu e membru PSRM, e de dreapta. Și omul a ieșit și a spus, băi, dar pe noi plătim cel mai mare tarif din Europa. Eu sărit tot pasul și tot watchdog-urile și toți au sărit în cap. E ca ce înseamnă democrație și timpurile bune ale pasului. Eu cred că mulți de dreapta și aduc aminte de timpurile noastre, băi, totuși cu, atunci au fost mai bine. Cum nu a fost Dodon, cum nu a fost Voronin, cum au fost toți, totuși au fost mai bine. Al doilea subiect important, noi vedem un ping-pong care se întâmplă în Chișinău. Eu nu vreau să iau apărarea primarului general, dar el în mare parte are dreptate. Cum voi cereți de la primăria municipiului Chișinău să-și asume cheltuielile pe asistenți sociali, pe școală, pe nu știu ce, dacă voi ați redus bugetul? Voi la nivel de țară ați redus asta e din, uitați-vă, din sănătate 200 ceva de milioane, de la Ministerul Protecției Sociale și Muncii peste 3 miliarde față de anul trecut. În schimb, ați adăugat la Ministerul Apărării și la Guvern. Păi spuneți-mi, vă rog, de unde se iei primăriile? Nu numai Chișinău, toate, că noi cealaltă avem un seminar cu primari. De unde se iei oameni bani? De unde se iei primarii bani pentru asistență socială, pentru educație, pentru tot? Voi tot asta e, voi ați dat la armată. Anul trecut voi ați cheltuit cu 5 miliarde de lei mai mult pentru deservirea datoriei interne. Datorită incompetenței voastre, 5 miliarde de lei. 5 miliarde de lei pentru dobânzi la bănci ați plătit. Apropo, băncile sunt profituri de miliarde. De ce? Pentru că rudele voastre sunt angajate în aceste bănci și primesc de acolo dividende. De ce ping-pongul ăsta care are loc în Chișinău, e că acum o să înceapă, acum o să începe, sau merge deja, ședința CMC-ului, unde participă și socialiștii, la nimic bun nu aduce.
Și azi, ieri, văd ministrul Perciun, ies și face declarații, cheamă lumea la protest la primărie. Ministru! Păi e ongistul, sorosistul. Dar e greu să-l suni primar, așezați-l la masă, găsiți soluții. Unde s-a mai auzit că ministrul de Italie Națională schemi lumea la protest la primărie? Pentru ce? Voi în genere pasiștilor și mai sunt, voi ceva în viața asta ați făcut? În afară de faptul că ați închis școli, grădinițe, spitale, vindeți terenurile, țubața, tăieți lenta pe proiectele lansate de guvernul Chicu, Filip, faceți evenimente importante, frumoase, fotosesii în Arena Chișinău, care a fost lansată de Candu și l-ați criticat și ați spus că e un proiect a oligarhilor. Hă, mă, vă duci bine, mersi acolo, nu aveți și o problemă. Maia Sandu, țanțul și îmblă prin președinței pe care eu am reparat-o împreună cu Erdogan, care a fost criticat de Maia Sandu în fața la președinței, că Dodon n-are și faci, repară președinția, clădirea din centrul țării și acolo apropo niciun leu din buget de stat nu s-a dat. Voi n-ați făcut nimic pentru această țară, voi doar ați distrus. Repet încă o dată, să dau dreptate lui Filat, care v-a numit niște, nu, dintr-un film, niște baistruci, niște îngânfați, care nu au făcut nimic în viața lor, un pai nu a ridicat de jos. Și așa s-a primit că eu am amăgit cetățeni și au devenit la putere. Este o vorbă la moldoveni, prostul nu e prost destul dacă nu, și, nu mai este și fudul. Te uiți la dânsii, parcă l-au apucat pe Dumnezeu de cioare. Și acum, repede, câteva întrebări. Am promis că nu o să întindem între prea mult emisiunea. Ai, că ești la jurnal, interesează, și că am fost eu la Moscova, n-am fost. Dar voi nu puteți dormi la jurnal, da? Nu întrebați mai Sandu pe unde îmblă, da? De Dodon pe voi vă doare tare. Da, am fost la Cazani, la Ficiori. Da, nu am nicio interdicție să ies din țară. Știu că nu vă place. Și o să merg și în est și în vest. Nu discut cu nimeni despre politica moldovenească. Noi avem aici probleme noastre pe intern. Mare jurnaliști. Ce se întâmplă cu concursul pentru procuror general, am spus. Ce credeți despre premiul de 30.000 de euro oferit Maia Sandu la Timișoara? Toți au comentat despre asta. Faptul că e rușine națională, asta a înțeles tot, dar eu răspund altfel. Românașii malăță, bravo. Sincer. Cu 30.000 de euro să distrugi tot ce a zidit Soros cu 300 de milioane de dolari? Și asta într-o lună? Vă, malăță. Nu că așa este. Maia Sandu cea sfântă, care toți o considerau, pentru 30.000 de euro o scris la CNA, numai că să-i permită să iei banii. Păi, oameni buni. Românașii, bravo. Mai faceți asta. Mai dați-o în premiu, vreau. 50.000 de euro. Lasă că ea să iei, că e capsână. Ce scandalul ăsta cu darea spațiului în aeroport? Am spus, apropo, cu aeroportul, foarte rapid, pentru că s-a vorbit puțin și de zborurile în Rusia. Uitați-vă o situație destul de interesantă, care m-a înciocnit cu moldovenii noștri, pentru dacă am zburat încolo, încoace, în Rusia. Pentru ce vă bateți joc de moldovenii care trebuie să zboare de la Chișinău la Erevan și de la Erevan la Moscova? De ce nu permiți să zboare de Chișinău direct la Moscova? Eu o să zboare tot. N-are nimic cu securitate. N-are absolut nimic cu securitate. Sute mii de moldoveni sunt obligați să facă gospodari pe armeni, pe georgieni, să plătească taxe acolo, pentru că asta așa îi place la Maia Sandu. Dar de ce vizați voi în soiuri diferite? Adică moldoveanul care lucrează în Italia poate suie în avion acum și ducă la Milano într-o oră, în două ori jumate să fie acolo. Dar moldoveanul care lucrează în Rusia trebuie să facă vreo 15 ore să zboare pe Erevan, să stea în aeroportul cel îngust vreo 6 ore acolo și să plătească de 5 ori mai mult decât ar costa. Încă o dată, nu are absolut nimic cu securitate aeronautică. Am văzut, nu voi, și puteri sunteți în securitate în aeroportul nostru. Când vă fug oamenii din aeroport, voi nici nu știți unde și apoi găsesc prin ambasade. Asta ține doar de incompetența voastră. Cum vă bateți joc de aeroport, oamenii spun că așa condiții proaste în aeroportul din Chișinău nu au fost niciodată. Nici până la dare în concesiuni, dar în timpul concesiunii de bine de rău era un aeroport model. Păi special al falimentați. Că moldovenii zic, voi, dar dați-l cuiva, numai să scăpăm de dânsul. Probabil asta pregătiți. Dar referitor la cursele directe, eu cred că asta e bătaie de joc față de moldoveni.
Și noi obligatoriu trebuie lucrul ăsta să-l rezolvăm. Nu știu, mai Sandu clar că nu-l va soluționa, noi trebuie să permitem să fie curse directe în toate direcțiile. Как вы думаете, с чем связан отказ молдавских властей открыть участки для голосования живущих в Молдове граждан России? Мне кажется, это искусственная проблема. Я не уверен, я не думаю, что от Майя Санду этого требует Вашингтон или Брюссель. В Европе открывают участки без проблем для голосования на президентских выборах России. Российские власти говорят, что только в Молдове такие проблемы из всех стран мира. Я думаю, что Майя Санду так хочет понравиться своим западным кураторам, что пытается и здесь сделать проблему. Знаете, есть хорошая пословица: заставить дурака молиться, он себе лоб расшибет. Я этим объясняю. Но это опять очень низко, мелко. Это же ничего не поменяет на выборах президента России. Зачем это делать? Не вижу никакого смысла в этом. Как вы относитесь к начавшейся вчера в Молдове акциям протеста? Я видел разные заявления в сторону социалистов, что вот где вы были, где вы будете и так далее. Кстати, сегодня тоже мы проводим протест. Я не буду отвечать ни на какие выпады, критики. Уважаемые друзья, наша задача всех снести власть Майю Санду. Все, точка. Если кто-то критикует других оппозиционных лидеров, это мешает общей цели. Каждый пусть делает все, что он считает нужным для того, чтобы добиться отставки этой власти. Мы это будем и мы это делаем. Я еще раз скажу, для меня как политика, для партии социалистов как ведущей оппозиционной силы, основной оппозиционной силы Молдовы, нету других приоритетов в этом году и в следующем, чем убрать Майю Санду и пас из власти Молдовы. Все, точка. Mai veniți prin Răoane și vorbiți cu lumea, Livia, că nu ai de unde te informa, de canale. Livia, eu începând cu luna februarie o să merg prin toate Răoanele, așa cum am promis. Cred că începând cu mijlocul lui februarie o să merg prin Răoane, o să am întrevedere și cu activul partidului, dar și o să discut cu cetățenii simpli. Am promis o să fiu în fiecare piață din centrul Răoanal. Natalia Găzun, sunt angajată la Direcția Institutului de Sănătate și Asistență Socială în Municipiul Chișinău, în calitate de asistent social. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră în privința acestui serviciu de asistență socială și dacă totuși aveți un partid care deține 6 mandate în Consiliul Municipal, să ne susțineți pentru a anula acest ordin care însărăcește și așa foarte multe familii. Doamna Natalia Guzun, eu am menționat și repet încă o dată, noi tot timpul socialiști am fost de partea oamenilor și așa vom fi și mai departe. Banii care trebuie să-i primiți dumneavoastră aici ca asistență socială în Chișinău, pasul i-a luat din bugetele locale. Nu le-a dat. Și asta se referă la toate primăriile din Republica Moldova. Toți asistenții sociali, mii de oameni din toate satele și orașele din Republica Moldova au fost lipsiți prin această reformă de finanțare. Asta se referă nu doar la Chișinău. De ce noi trebuie acești bani să-i cerem de la PAS, de bugetul de stat? Noi avem 6 mandate în Consiliul Municipal și, evident, problema asta o vom aborda. Noi avem câteva zeci de mandate în Parlament și vom insista și acolo, dar banii trebuie să vii din bugetul de stat. E că, uitați, este buget care presupunea cheltuieli în Consiliul Social. Vine PAS-ul și spune, băi, dar noi bani nu avem, că trebuie să-i dăm la tancuri. Și trebuie să facem în Maia Sandu niște recepții. Și trebuie să mai creăm vreo 3 ministerii, să dăm salarii de 70.000 lei la ministru, dar de un slom, hai să tăiem de la fiecare primărie cu 10-15%. Și au luat banii ăștia. De unde am o să iei primăriez de ei bani? Dacă PAS eu luat bani. Și am un PAS spune, dar voi sunteți gen. Cum noi sunteți gen? Voi ați luat bani, stăiet bugetul, v-am spus câteva miliarde de lei, minus 2024 față de 2023. Deci problema este, noi nu ne ascundem, noi trebuie împreună să o soluționăm. Haideți să ne așezăm și să vedem cum găsim soluție. Iura TikTok, de ce permiteți că la posturi în bănci și alte instituții să ajungă cetățeni străini? Iura, nu noi permitem. Permite gruparea asta, Maia Sandu și PAS. Asta din Banca Națională va fi alungată din funcție, fugărită imediat și schimbă guvernare. Lucrul ăsta este evident. Ea a fost numită cu încălcare legislației.
Apropo, aceasta este strădarea de patrie. Că mai Sandu Sara le dă să ne moldovenească la români și a doua zi numește naționalici pe noi, pe toți moldoveni. Asta e trădarea de țară. Și pentru asta Maia Sandu va fi tras la răspundere. Gheorghe Marga, domnul Igor, drept că la anul viitor Ucraina nu o să mai tranziteze gaz pentru Moldova. Gheorghe, foarte mult se vorbește la subiectul ăsta. Dar ucrainienilor le este convenabil să tranziteze gaz ucrainesc spre Balcani, spre Uniunea Europeană. Ei fac miliarde de dolari în fiecare an. Vaina vainoi, abed pe răspisanie. De ce ucrainienii de aici luptă, dar interesele economici, gazul se tranzitează. De ce vom vedea încă ce va fi pasul anului cu Ucraina și Ucraina, ce se va întâmpla? Eu cred că noi gazul o să avem. Și o să avem gaz mai ieftin, că o să schimbe guvernarea. Ludmila Sandu Mirom, persoanele din Europa, când aud ce prețuri avem noi în țară, își pun mâinile în cap. Când nu vine crede că așa se compete la noi în țară. Ca să intre în Europa, prima trebuie să ridici salariile oamenilor să fie europene și apoi să pună prețuri mari. Rușine mai Sandu. Ludmila, nu doar în Europa. Eu vă spun, în Rusia, copiii mei sunt la Kazan, cei mari, băiat cel mare. Acolo prețurile în Kazan, în Moscova, prețurile sunt mai ieftine ca Moldova. Absolut la tot. Bine, nu vorbesc de resurse energetice, că iau gazul lor. Eu vorbesc de pâine, de tot, produse alimentare. Hainele sunt mai ieftine în Rusia, Moscova. Moscova. Unde e Moscova și unde e Moldova. Și mai Sandu ne spune că la noi e bine și peste tot e mai ieftin. Numai Moldova nu, e mai scump. Pentru că avem așa guvernare. Юра Морчак, почему вчера ваша партия не вышла на протест? Юрий, я выше ответил на этот вопрос. Мы сегодня протестуем, партия социалистов, перед правительством. Вчера выходили другие оппозиционные партии. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы объединиться против этой власти. Я об этом говорил не раз. Но наша задача сделать все, пусть каждая партия делает все, что считает нужным, для того, чтобы снести эту власть. У нас других приоритетов нет. Более детально, я думаю, что мы по этой теме еще будем говорить в течение следующих эфиров. Галина Гонца. Дом-дом, вас ценим, но и Молдовене, и в разные цары. Мерси, Галина. Снимаю с приятеньку вам промизи. Жма диора. Ам решит на жма диора. Кредит вам абордата мульцими де субъекте. Астази, апропо, паркурсу ачесту зили, мы есть евенимент форте импортант. Аре лог экспозиция фабриката Молдова. Eu voi fi în aceste zile acolo, eu vă îndemn absolut pe toți. Haideți să mergem la Moldexpo, la expoziția fabricată Moldova, să susținem producătorii autohtoni, pentru că sunt a noștri. Maia Sandu n-a să-i susține. Maia Sandu are producătorii în România, în Austria, în alte țări. Dar noi, moldovenii, avem producătorii noștri. Haideți să mergem să-i susținem. Stimați prieteni, vă mulțumesc, succese, cu Doamne ajută și ne revedem în fiecare vineri la orele 10. Mulțumesc!